Să începem cu acest scandal care a făcut agenda presei deja mai multe zile, un scandal ce o vizează pe șefa Procuraturii Anticorupție, doamna Drăgălin, și pe fosta deja membră a Comisiilor de Veting și Preveting, doamna Tatiana Răducanu. Dumneavoastră, cum calificați acest scandal și dacă în Procuratura Anticorupție s-a știut despre probele din acest proces penal? Haideți să începem. Eu am obiceiul să nu calific ceea ce numește lumea scandal drept fiind un scandal. Este o interpretată dată de fiecare. Vorbim despre un proces penal care se află în gestiunea nemijlocită doamnei Veronica Drăgălin. Dumnezeu investigează acest caz. Dumnezeu se va expune, cred că la final, cu toate concluziile de rigoare și cu toate informațiile care vor fi confirmate, parțial sau total. Sper că Dumnezeu și grupul de ofițeri care lucrează vor reuși să informeze publicul la sfârșit care a fost situația în acest caz. Referitor la anumite aluzii am văzut în presă că ascundere anumite informații, da, au fost anumite chestiuni spuse, precum că Procuratura Anticorupției a ascuns niște informații din 2016, nu este adevărat. Păi discuțiile ar fi fost acum 10 ani. Aceste discuții ar fi fost acum 10 ani, dar Procuratura Anticorupției a intrat oficial în posesia acestor discuții abia la 4 aprilie 2024. Așa. Probabil că cei care au pornit la o astfel de teză, astfel de ipoteză, că ar fi fost vorba despre niște informații pe care le disneam în 2016, au confundat anumite chestiuni. Într-adevăr, la Procuratura Anticorupție se află anumite informații extrase din telefoanele ridicate de la Vyacheslav Platon în Ucraina, în Kiev, în anul 2016, dar informația la care se referea doamna Drăgălin nu se conține acele telefoane. Domnule Chimoschi, dar dumneavoastră sunteți procurori, săptămâna trecută am avut invitați pe mai mulți juriști și ei spun că însă și doamna Drăgălin ar fi procedat incorrect atunci când a făcut publice unele informații care ar putea prejudicia mersul anchetei. Bine, potrivit codului de procedură penală, procurorul care conduce sau exercită urmărirea penală decide care este nivelul de informații ce poate fi furnizat persoanelor terțe. Și doamna Drăgălin are competența de a decide dacă când este cazul să facă public o anumită investigație. Codul de procedură penală are anumite restricții în partea în care publicarea anumitor informații ar putea leza drepturile anumitor persoane. Iar această lezare trebuie să fie una efectivă, una materială. Teoretic, divulgarea datelor dintr-un dosar penal se află la atitudinea procurorului care are în gestiune acest dosar penal. Da, considerați că pe cazul... Pentru precizare, deci, dar în cazul, iarăși, ca să vină cu unele clarificări, nu vorbim despre urmărire penală pornită, ci vorbim despre un proces penal intentat.